Pot să vă spun că Primăria Capitalei a pus la dispoziția spitalului nostru un hotel unde în fiecare zi, cu transport asigurat de către Capitală, cei care lucrează la noi merg și rămân peste noapte în acest hotel. De ce? Pentru că trebuie să avem un grup de oameni gata să intervină în orice moment. Trebuie să avem un grup de oameni care să putem aduce în câteva minute la spital. Deocamdată am spus că spitalul nu este aglomerat de pacienți. Noi intrăm în echipe în acest lucru. Domn doctor, nu... da, vă rog. Și oamenii care rămân peste noapte acolo, ce papă, cu ce se îmbracă, cu... că n-ajung acasă, păcatele mele. Dacă vin cu salamul de la supermarket, s-ar putea să nu fie bine. Deci personalul medical este pregătit în orice timp și evident, în orice moment să aibă cu el oarece lucruri de schimb. Au adus la spital lucruri de schimb. Ce mănâncă? Mănâncă în dimineața și seara ce pune la dispoziție hotelul, da? Da. Și plătește Primăria Capitalei, iar prânzul este asigurat de un sponsor care se numește lanțul de restaurante Il Calcio. Și opa, care este... da, vă rog. A sărit Olăroiu? Exact. Este domnul Olăroiu, care, atenție, ne-a întrebat cu ce ne poate ajuta. Am spus și ne-a oferit această sponsorizare de masă pentru 100 de persoane. 100 de persoane pe zi? 100 de persoane pe zi, da? Domnul... Și mai departe, ne-a spus că peste această sponsorizare, orice altceva am avea nevoie. Dar... vreau să vă mai spun ceva. Vă rog. Alături de dumnealui s-au prezentat și se prezintă de ieri persoane care vin să ne sponsorizeze. Vă, dacă îmi dați ocazia, nu acum, în timp. Cu mare plăcere, aș vrea să-i popularizez, nu acum, ca să nu fac acum o listă de sponsori. Dar exact. Dar părând cu cea mai mare plăcere, pe răspunderea mea.